Ministrii cabinetului Câțu s-au vaccinat împotriva COVID-19 miercuri dimineață la Spitalul Militar Central din Capitală, ei fiind programați câte 4 la intervale de 20 de minute. Primii imunizați au fost vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor, dar și ministrii finanțelor și internelor, care au făcut declarații la ieșire. Ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, a declarat că s-a vaccinat cu încredere în știință, fiind singura modalitate de a scăpa de pandemie și de a reveni la o viață normală. M-am vaccinat având un sentiment de încredere. Încredere în știință, încredere că suntem pe drumul cel bun. Încredere în știință pentru că eu consider că este singura modalitate de a scăpa de această pandemie. Încredere că suntem pe drumul cel bun pentru a ne recâștiga dreptul la o viață normală, la viața pe care o aveam înainte de această pandemie. Bode, care a fost infectat cu noul coronavirus în luna noiembrie anului trecut, a adăugat că revenirea rapidă la normalitate depinde de numărul celor care se vor vaccina. De numărul celor care se vor vaccina depinde foarte mult dacă revenirea la normalitate va fi una rapidă, în curând, sau va fi una mai lentă. Îndemn pe toți românii să se vaccineze, indiferent că nu au contactat această boală sau au trecut prin boală, așa cum am trecut și eu. Autoritățile sunt pregătite să asigure în lunile următoare vaccinarea anticovid a 150.000 de persoane pe zi, ținta fermă a guvernului fiind aceea ca în luna septembrie să existe 10,4 milioane de români imunizați.